Obiectivele generale ale campaniei au fost identificarea și verificarea agenților economici care activează în domeniul activității de jocuri de noroc și pariuri, eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare, creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă. Au fost efectuate 17 acțiuni de control, în urma cărora s-au aplicat 7 sancțiuni, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la suma de 29.000 de lei. Astfel, având în vedere reducerea incidenței muncii nedeclarate pentru primirea la muncă a unei persoane fără a avea încheiat în formă scrisă contract individual de muncă, a fost sancționat un angajator, valoarea amenzii aplicate fiind de 20.000 de lei. Pentru deficiența constatată în ceea ce privește neevidențierea orelor prestate zilnic de către salariat cu consemnarea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru, au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale în cuantum de 9.000 de lei.